Comuna Dumbrăvița a găzduit primul festival de film science fiction din România, The Galactic Imaginarium. Evenimentul a cuprins 8 secțiuni de program diferite, iar 7 dintre ele s-au desfășurat online pentru a putea aduna cât mai mulți iubitori de film SF din toată lumea. Cum au fost gândite aceste serii astfel încât să fie respectate toate măsurile de protecție? Da, există o directivă a Ministerului Culturii împreună cu Ministerul Sănătății care este specifică pentru drive-in și acolo sunt specificate toate lucrurile de care trebuie să ținem cont. De exemplu, între mașini este o distanță de 2 metri în toate direcțiile, stânga, dreapta, față, spate. Toate persoanele care sunt în mașină trebuie să aibă disponibile măști și să le folosească în momentul când ies din mașină să meargă la toaletă sau la bufet și au voie să iasă numai o singură persoană din mașină. De asemenea, în timpul spectacolului al proiecției nu e voie să se stea decât în interiorul mașinii, nu e voie afară sau pe mașină. Deci sunt câteva elemente, zic eu, de bun simț care ne ajută ca să împiedicăm transmiterea bolii și să ne bucurăm în același timp de un spectacol cultural. Pentru a oferi o experiență nouă cinefililor, au avut loc seri de cinema drive-in, în parcarea de la sala polivalentă din comuna Dumbrăvița. Este prima seară sau ai mai participat și în alte seri? Am fost și ieri. Și ieri, da. Și ce părere ai? Păi îmi place foarte mult, e o idee foarte bună, e o chestie nouă la noi aici. Se vede foarte bine, se aude bine și na, suntem fani. Ești pasionată de SF? Cred că curge în familie, da. Iubitor de SF? Iubitor de SF, da, și de film în general. Ne bucurăm că avem ocazia să facem asta într-un mod mai sigur. E prima dată când participăm la așa ceva, singură experiență. Da, am văzut doar în filme și am zis hai să vedem cum e, știi? Celebra Irina Margareta Nistor a fost președinta juriului acestui festival. Cum vi s-au părut filmele? Mi-au plăcut foarte tare și nota bene că nu eram o fană de SF-uri, dar acum dintr-o dată mi se par toate foarte speciale și am și început să le înțeleg altfel, inclusiv animațiile, cele de fantezie, pentru că am avut și norocul de a le urmări pe parte dintre ele cu un creator de desene animate, cu Bogdan Mihăilescu, și atunci știi când ai călăuza cu tine e altceva și în plus ideea de a le vedea aici în aer liber, dar din mașină, e poate cea mai frumoasă. Cred că a fost chiar de pe altă galaxie.